Atunci noi în 3, 4, 5 ani, gata, încă nu o să avem în jumătate din județe cât un expert. Nu o să avem mai deloc experți. Numai acestui examen care a schimbat total filozofia, nu mai este examen oral, acolo se făceau, acolo erau niște chestiuni subiective. Totdeauna la o examinare care nu e scrisă, nu e foarte obiectivă, sunt probleme și au fost probleme atunci când s-au realizat examenele. E un examen cu test grilă, controlabil și așa mai departe.